Astăzi am avut bucuria și plăcerea să avem un spectacol cu ocazia trecerii noastre într-un nou sediu al asociației, în așa fel încât activitatea noastră să aibă continuitate și condiții mai bune. Am reușit să întâlnim un sponsor, un om cu suflet bun, care ne-a ajutat să ne mutăm în acest spațiu, asigurându-ne toate condițiile pe cheltuiala dânsului. Și în memoria mamei lui, acest eveniment și asociația noastră va purta numele de Gherda. Am reușit să creăm condiții în așa fel încât continuitatea asociației să se desfășoare în condiții mai bune, astfel ca să putem să invităm mai multe femei în fiecare săptămână să participe la activități de suflet și de activități practice ale asociației noastre. Vom reuși să realizăm costume populare mult mai multe decât până acum, întrucât avem deja comenzi, iar pentru copiii care s-au organizat într-un cerc de dansuri populare sub coordonarea primăriei, urmează să le confecționăm aceste costume populare. Acest spectacol care l-am dat astăzi este și cu ocazia sărbătorii Sfinților Mihail și Gavril, întrucât la noi în sat sunt foarte multe persoane din vârsta a treia care poartă acest nume și care ne-au onorat cu prezența.